Dragi cetățeni, stimați prieteni, pe stânga mea se află reprezentanții a unor partide politice care au nemijlocit sau indirect tangență cu statul capturat și cu regimul oligarhic. Pe data de 11 iulie, noi trebuie să scăpăm de acești personaj. Anume din acest considerent. Că ă, astfel de personaje există încă în Republica Moldova, blocul electoral Renato Usate vine cu un program ce ține de lupta împotriva corupției și anume lustrația care va fi aplicată acestor persoane, ă, prezumția vinovăției fiecărui funcționar. De asemenea, pentru acte de corupție, cel puțin trebuie să fie prevăzută pedepsa penală de 15 ani. Stimați cetățeni, noi i-am auzit, i-am văzut ani de rândul. Au stat toți la treuca lui Plahotniuc, după care s-au mutat la treuca lui Dodon. Stimați prieteni, haideți să luăm Republica Moldova în mâinile noastre. Blocul electoral Renato Osatei, numărul 3 în buletinul Timpul de vot.